Vara anului 2023 aduce multe surprize pentru zodiile horoscopului european. Unii nativi vor munci pe brânci, în timp ce alții se vor bucura de vacanță. Taur, în vara acestui an te-ai putea confrunta cu probleme financiare și de sănătate dacă nu ai mai multă grijă de tine. Cu toate acestea, s-ar putea să ai parte de mai multe oferte de job. Vei munci din greu în această vară. Ai putea primi o nouă ofertă de job care te va satisface din punct de vedere financiar. Vei pleca într-o excursie cu familia și ei dragi. Fecioară, în vara lui 2023 vei da dovadă de multă energie și bună dispoziție. Ai de gând să ieși în oraș cât mai des cu prietenii dragi și să îți renovezi casa. Balanță, vei avea satisfacții pe plan profesional. Ai putea primi o mărire de salariu sau să fii promovat la locul de muncă. Pe plan personal, s-ar putea să te ceri cu familia sau prietenii, dar vă veți rezolva disputele într-un timp scurt. Scorpion, vei fi productiv la locul de muncă și te vei bucura și de o vacanță bine meritată în luna august. Unii nativi își vor planifica și nunta în această vară. Capricorn, vara anului 2023 semnifică schimbare pentru tine. Te decizi să schimbi casa, mașina sau actualul job. Simți nevoia să îți dai un anumit refresh. Vărsător, în luna iulie 2023, astrologii sunt de părere că te vei ocupa de chestiuni de familie și vei fi nevoit să iei decizii importante. Riscul va fi justificat, iar eforturile nu vor fi zadarnice. Pești, vei fi nevoit să iei decizii importante pentru a schimba traiectoria la nivel profesional. Te vei simți lipsit de energie, dar ai noroc de oameni dragi care te ajută să treci peste orice moment. Relatează playtech.ro.